cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, că scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale, și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin. Vă invit să vă așezați. Am vrea să cinstim pe Dumnezeu în dimineața aceasta aici, în casa lui Dumnezeu. Amin. Înainte să ne uităm pe pasajul acesta, aș avea câteva considerații preliminare așa la mesajul acesta. În primul rând, ceea ce am spus este valabil. Cu 50 de ani în urmă, când mirii intrau în biserică, știi ce se cânta? Bine ați venit azi la altar. Mesajul avea menirea să introducă pe cei doi într-o realitate spirituală imperios necesară pentru viața de familie. Adică astăzi ați venit la altar pentru că de altar se leagă existența voastră în noua formație. Și de aceea, cumva, în vremea noastră avem mici inconveniențe provocate și de felul în care ne purtăm, de ce cântăm. Adică până ieri noi ne cântam doctrinele fundamentale. Încet, încet am început să ne cântăm simțurile, sentimentele. Chiar dacă suntem ființe sentimentale, sentimentele noastre nu trebuie să primeze, dragii mei. Adevărul trebuie să ne verifice sentimentele, pentru că inima noastră e extrem de vicleană. Uneori ce simțim nu-i real. Și de aceea ce simțim trebuie mereu și mereu verificat. Deci cântările de mult ne introduceau în atmosfera aceasta a altarului. Pentru că altarul presupune jertfă, dăruire de sine și toate celelalte. În al doilea rând, timpul care îl vom petrece nu e un timp de momente vesele. Eu nu sunt pe post de bufon. Rolul meu este să aduc din cer un cuvânt care apoi să jaloneze calea voastră. Oricât de multe glume sunt pe tema familiei, familia este cea mai extraordinară instituție pe care a creat-o Dumnezeu. În al treilea rând, familia este invenția lui Dumnezeu, nu este invenția noastră. N-a inventat-o Parlamentul European ca să-și permită să aducă amendamente acum la legea familiei. Deci familia este invenția lui Dumnezeu. Dumnezeu
a legiferat instituția aceasta și a reglementat instituția aceasta. Nu ne-a anunțat că a adus amendamente la legea aceasta. Cel care poate aduce amendamente este legiuitorul și legiuitorul este Dumnezeu. Așadar, voi cumva faceți notă discordantă în peisagistica tulburată a vremurilor noastre, în sensul că vă căsătoriți, este un bărbat și o femeie, trebuie să aveți puterea toată viața să înfruntați valul. Pentru că este instituția lui Dumnezeu, inventată de Dumnezeu, o să predicăm Evanghelia lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. La nunt, acesta este unul din raționamentele pentru care vestim Evanghelia. De altfel, poporul lui Dumnezeu nu trebuie să facă altceva, nu are de făcut altceva. Noi suntem încă în febra aceasta post-pascală, așa cum spunea, amintea frate Nicu în rugăciune, suntem după înălțare înspre momentul rusalian. Și înainte de înălțare, Domnul mi-a spus, eu plec și mă voi întoarce. Până când mă voi întoarce, vestiți Evanghelia. Oricât o să fiți de nepopulari. Tendința noastră este atunci când aparent nu suntem acceptați sau audiența este refractară la mesaj, tendința este aceea de a deforma mesajul și de a servi ce se cere. Și asta nu funcționează în Biserica lui Hristos. Nu ar trebui vreodată să facem asta în Biserica lui Hristos. Așadar, am să vă spun adevăruri din Scriptură. Adevărurile sunt absolute. Doar dacă le putem contesta cu Scriptura, să lovesc de nulitate. Însă, adevărurile nu sunt preferențiale, dragii mei. Adevărul nu ține de trendul vremii. Adevărul este independent de noi, este separat de noi. Nu noi determinăm ce e adevărat, ci adevărul trebuie să ne determine pe noi. Societatea noastră care rescrie valorile, rescrie principiile și le scrie după bunul plac, s-ar putea să conteste pretenția. De altfel, este o acuză care se aduce Scripturilor, este caracterul acesta absolut, exclusivist. Adevărul e adevărat, dragii mei, și dacă îl neagă toți. Adevărul nu e adevărat pentru că se poartă. Adevărul este adevărat și dacă îl neagă toți, și minciuna e mincinoasă și dacă o îmbrățișează toți. De aceea vom rămâne lângă adevăr. Adevărul stă deoparte și se uită la noi. De aceea poetul zice că nu e o formă adevărul, nici în litere nu-i pus. Adevărul e o persoană. Adevărul e Iisus. Nu noi suntem calea sfântă, calea care duce în sus. Noi suntem doar călătorii, însă calea e Iisus. N-am putea noi să schimonosim calea, să rescriem adevărul, că adevărul este absolut și independent. Te conformezi sau nu? Atât. El va avea ultimul cuvânt. Tocmai de aceea, într-o lume atât de nesigură, am să vă ofer trei condiții ale siguranței într-o lume nesigură. Nu, lista nu-i completă, n-am pretenția aceasta. Dar în timpul care îl avem, vrem să ne uităm la trei adevăruri fundamentale care vă oferă garanție într-o lume fără nicio garanție, fără nicio perspectivă. Schimbările sunt atât de mari în vremea noastră. În vremea când eu eram copil, se punea o întrebare de cei mai în vârstă. Sigur, întrebarea e de un infantilism, că să-și adresa unui copil, ce te faci tu când ești mare? Vă întreba cineva vreodată? Pe ăștia care aveți 30 de ani, vă întreba cineva vreodată ce te faci tu când ești mare? Ce spuneți că vă făceați? Că v-ați... Păi, de ce spun că întrebarea asta, deși de un infantilism așa deplasat, spun că e valoroasă? Pentru că oferă oamenilor o destinație, au înspre ce privi. Îi dramatic să mergi spre nicăieri. În generația voastră lucrurile s-au complicat.
Deci copilul în clasa 12-a, tu îl întrebi, na, bun, unde te duci? Adică după ce termină. O, zice, stai, zice că e primul semestru din clasa 12-a și începi. Pe vremea mea, din clasa 4-a, nu mai vorbesc dintre a 8-a, obligat știai ce vroiai, unde te duci. Acum, în primul semestru din clasa 12-a, zice, nu, nu începe. Deja încep, zice, unde mă duc? Imaginați-vă ce direcție poate avea societatea noastră. Totul e la plezneală, totul e așa la întâmplare. Am văzut și biserici care merg așa. Cum iesă? Am văzut și predicatori care merg așa. Cam ce dă Domnul? Dar ce să dăie Domnul la niște leneși, dragii mei? Trebuie trudă. El onorează munca, nu lenea. De aceea, mă rog astăzi Dumnezeu să vă dea o perspectivă cerească asupra ideii de familie și asupra ideii de viață. Adică, cu toată nesiguranța societății în care trăim, biserica rămâne a Domnului totuși. Asta e liniștitor pentru noi. Mă uit la frați atât de panicați. E adevărat, previziunile sunt sumbre. Ce va veni? Unii oameni derutați de perspectivele sumbre, economic, moral, spiritual, intră într-un soi de panică și se apucă ani de zile să ne-l tălmăcească din Scripturi pe Anticrist, dragii mei. Liniștea poporului Domnului vine din cunoașterea lui Crist, nu-i a lui Anticrist. De aceea viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, nu pe Anticrist, pe tine. Cu cât nu-L cunoști pe Hristos, cu atât ai o dorință absurdă de a-L cunoaște pe oponentului, ca să te protejezi, vezi, Doamne. Eu sunt ferm convins că sunt frați în lumea asta care nu o să audă niciodată o predică din Apocalipsa 13 sau Daniel 10, 9 și cu toate acestea nu o să înșele nimeni niciodată. Știți de ce? Pentru că îl cunosc pe Hristos foarte bine. De aceea, Pavel, asta a fost rugăciunea lui. Nu a zis, Doamne, descoperă-mi în timpul vieții mele pe ăla care va fi vicleanul ăla. Nu a zis, Doamne, aș vrea să te cunosc pe tine și puterea învierii tale. Asta trebuie să fie preocuparea bisericii, dragii mei. Și proporțional cu textele din Scriptură, așa, odată pe an, să amintim ceva despre, dar nu un an numai despre. De aceea, aș vrea să fiți liniștiți, că sunteți ai Domnului. De acolo vine liniștea poporului Domnului, din cunoașterea Lui. Adică când citești cartea Apocalipsa, dacă ar lipsi capitolul 4, ne-am îngrozi. Dar în capitolul 4 se deschide cerul și Ioan este poftit la sala tronului. Și când e poftit la sala tronului, Dumnezeu îi zice lui Ioan, cum se vede istoria de la sala tronului? Că de pe pământ ai văzut biserici într-o vâltoare teribilă, ai impresia că balauri și demonii conduc istoria și deodată Ioan zice, când am avut acces în cer, am văzut că pe tron nu stătea balaurul, nici fiara, nici anticrist. Am văzut că stătea mielul, regele. Am văzut spre uimirea mea că în cer era liniște. De acolo vine liniștea noastră, de la sala tronului. Și din când în când faceți câte o urcare la sala tronului, să ne uităm cum curge istoria din perspectiva lui Dumnezeu. De aceea vă rog să fiți pe pace. Vecinia noastră m-a întrebat, zice, tu Marcel, tu ce o să le dai din popția ta, ce o să le dai tu la 5 copii? Am avut sfat de familie, am zis, și am convenit că o să le dau bani de drum și minte. Și mie, mama, cam tot atâta. Mi-a dat un pic mai mulți bani decât o costa călătoria. Dar nu mai mult. Și dacă are minte și mintea sănătoasă, va ști să-și facă casă și masă. Aș fi vrut să le pot da la toți 5, câte o casă, câte o mașină și vreun milion de euro. Dar încă 2000 de ani, dacă aș mai trăi, n-aș avea. În ritmul ăsta. Adică, despre asta e vorba acum, minte. Că este cel mai mare proces din istoria umanității, cel mai mare proces de anesteziere a minții, adică oameni fără discernământ. Este înspăimântător ce se întâmplă.
și ce se va întâmpla din pricina neglijenței noastre. Așadar, ce înseamnă să fiți liniștiți, asigurați într-o lume atât de nesigură? În primul rând, zice Scriptura că rămânerea voastră în spațiul circumscris de voia lui Dumnezeu e siguranță pentru voi. Nu vă permiteți să ieșiți în decor. Adică Psalmul 91 cu versetul 1 zice că cel ce stă sub ocrotirea celui preaînalt. Adică rămânerea voastră în spațiul circumscris de voia expresă a lui Dumnezeu. Asta e o alegere, după cum vedeți. Într-o vreme în care familiile ies în decor, o vreme în care societatea înregistrează derapaje inimaginabile, învățături peste învățături care ne scot în decor, este determinant pentru viața voastră de familie să rămâneți în ceea ce numim astăzi voia expresă a lui Dumnezeu. Să nu-ți permiți să ieși în decor, să te crezi prea cu minte, prea deștept, prea înțelept și să ieși în decor. Faceți diferența între înțelepciune și inteligență? Nici nu au aceeași sursă, nici nu au aceeași finalitate și nici aceeași foaie de parcurs. Inteligența uneori naște aroganță, ca să nu spun de cele mai multe ori. Înțelepciunea naște un duh smerit. După cum în generația noastră noi nu mai facem diferența între bucurie și distracție. Noi nici nu știm la biserică, ne-am distrat sau ne-am bucurat. Știți ce se întrebau bătrânii care i-am prins în Nepos? Bătrâni care aveau pe atunci peste 70 de ani. Știți ce se întrebau ei când veneau de la biserică? Cum v-ați bucurat? Ei nu se întrebau, ți-a plăcut? Niciunul din ei nu întreba asta. Plăcerea nu e un criteriu obiectiv de analiză a vieții, dragii mei. Că tu dacă ești un om firesc și te duci într-o comunitate duhovnicească și ăia vorbesc împotriva păcatului, a curviei, a minciunii, a urii, deodată ție nu-ți place. Și ce? Plăcerea poate ea evalua corect realitatea? Odată că plăcerea e foarte subiectivă. Vă aduceți aminte leitmotivul cărții Judecători care este? Zice că pe vremea aceea nu era împărat în Israel, adică nu era autoritate. Fiecare făcea ce îi plăcea. Că pentru ei plăcerea era elementul de analiză. Dacă îmi place, acolo e bine. Și ce caută copiii dumneavoastră astăzi? Până și la biserică. Unde se duc copiii la biserică? De ce îi vedeți că se duc într-o mie de centre din Cluj? De ce le zic centre? Nu știu. Că toate sunt cam periferice așa, ca și teologie, comportament. Dar le acceptăm așa, cu teologia asta populară. De ce se duce în centru cu tare? Ce zice el? Zice, acolo e mai prezent Dumnezeu? Zice, nu, îmi place mai bine închinarea. Închinarea nu e despre plăcere. Închinarea e despre moartea mea. Că jertfa trebuie să placă celui căruia i-o dau, nu mie mai întâi. Lui trebuie să-i placă. E o formă de umanism cu omul în centru. Așadar, este determinant pentru viața voastră de familie, Patri și Tania, să vă asigurați că în fiecare zi rămâneți în sfera de influență a lui Dumnezeu. Orice ieșire în decor îi devastatoare. Familiile de astăzi se cred atât de cuminți și ies în decor cu tot felul de permisivități, cu tot felul de stări în viața de cuplu, oameni care își permit să încalce reglementările pe care le-a făcut Dumnezeu în familie. Mișcarea feministă a adus un val din perioada agrară până în perioada postindustrială, s-au produs niște mutilări, niște distorsionări a principiilor. De pildă, în perioada agrară toată lumea vorbea aceeași limbă, și bunicul, și nepotul, și feciorul. Toți aveau furca și grebla pe umăr, mergeau în aceeași direcție și vorbeau aceeași limbă. În perioada industrială, tata a adoptat limbajul de mașină, că el lucra în schimburi. Au apărut fabricile. Anii 65-70, perioada aceea industrială, chiar mai devreme în alte culturi, și tata deja a adoptat un limbaj nou. În modernitate s-o duc și mama la muncă. Și apoi aici a fost plânsul și scârșnirea dinților. Copilul a rămas singur.
Obiectivele s-au schimbat, n-am mai vrut să-i dăm minte. Am fost interesat să-i lăsăm ceva. În postmodernitate, postmodernitate este un spațiu nedefinit. Adică îi după modernitate, dar nu știm unde. Și atunci definim așa ce trăim, drama asta nedefinită, o definim așa, postmodernitate. Cum îi ia? Îi după modernitate. Cum îi aici? Aici fiecare cu camera lui, cu fabrica lui, cu limbajul lui, cu device-ul lui, cu prietenii lui, cu lumea lui, n-are nimeni nicio treabă în comun. Aici există riscul ca membrii familiei să nu se vadă numai duminica când urcă mașină și vin la biserică. Când vin la biserică, fiecare pe telefonul lui, pe conturile lui și are treaba lui. N-au nimic în comun. Nu s-a... Cum plecam noi la biserică? Cum se pleacă? Cu o cântare. Plecați așa? Ăsta când s-au așezat, stop, zice, nu mi-a luat telefonul. Tu te gândești că nu și-o luat Biblia. N-are nicio treabă. Cu excepția faptului că ar putea să o aibă pe telefon și atunci... Dar nu, nu de aia. Deci în postmodernitate s-au întâmplat niște lucruri înspăimântătoare și am ieșit în decor. Familiile se cred foarte știute. Cineva zicea înainte de familie, înainte de căsătorie, am avut 5 principii de creștere a copiilor. După căsătorie am avut 5 copii și niciun principiu. Ai tu așa impresia că ai citit 2 cărți și au leu ce pregătită-ți de căsătorie. Când intri așa sap mai adânc la autorii cărților, îți la a patrulea mariaj, n-au niciun copil, habar n-au ce-i viața de familie. Așa cum cineva cu un copil scrie acum cum să ne educăm copiii. A ei stă la after school, cred că le ia la 7 seara că, când să scrii cursurile. Și ce vrei să ne spui? O zis că să nu folosim negațiile. Că dacă folosim negațiile, perturbăm major personalitatea copilului. Dar eu mă uit la Părintele Veșniciilor și are 1 milion de negații în propria lui lege. După ce ne-a dat o nouă, știi ce ne-a zis? Că să învățăm pe copii, eu îi spun acum lui, a mei sunt mai mari și dacă le-aș spune, nu cred că mai prea vor să, dar i-aș spune Domnului, aș folosi, aș vrea să-i o pun în mintea copilului, dar are foarte multe negații. Nu faci aia, nu te duci acolo, nu te pune, nu poți să-l învăți, că n-ai știut psihologia anilor 2020, că de-o știai tu, Doamne, noi ne creștem copiii liniștiți. Nu vă vine să credeți cât e un curs din ăla, cât e 2000 de lei. Sper să nu-l cumpărați, Patrick, sper să-ți dea Dumnezeu înțelepciune. Să vă uitați în Scriptură. Ieșirile în decor sunt devastatoare. A ieși în decor înseamnă să redefinești ideea de familie. Să redefinești ideea de structuri de autoritate în familie. Adică chestia aia să-ți se pară demodată că ești cap al familiei și ești ajutor, Tania. Vreau numai să spun ceva ca să te bucuri, așa că te-ai crispat deja când am spus că ajutor, că pari de mâna a doua. Aș vrea să știi că n-a fost asta în intenția Creatorului. Nu asta, nici prin creasta minții nu a trecut cuiva lucrul ăsta. De altfel să știi că supunerea este produsul respectului. Nu te poți supune numai unui bărbat pe care îl respecti, iar a-l respecta înseamnă din plăcere, nu din obligație. Că dacă te-l respecti din pricina brațului lui Skanderberg, asta e dominare atunci, nu mai e supunere. Orice soție vrea să fie supusă, dar unui bărbat care conduce, nu care o domină. Și supunerea este o manifestare naturală față de un bărbat pe care îl respecti. Și respectul, dragii mei, este un rezultat a unei atitudini, a unui comportament, a unui bărbat în urmele căruia îți place să te încolonezi că știe unde merge. A ieși în decor îi devastator. Ca să înțelegeți că n-avem timp să dăm detaliile toate, spun doar numai că am ieșit în decor la structuri de autoritate, am ieșit în decor ca obiectiv, nu știm unde mergem cu familia, am ieșit în decor vorbind de comportamentul conjugal, sunt ingredientele vieții de familie. Aici sunt catastrofe, aici intri într-o zonă cu turbulențe serioase. În toate conferințele de familie în țară și afară unde ajung, îmi dau seama că avem de suferit enorm sub asediul unei gândiri bolnave a lumii în care trăim. Oameni care se șantajează, oameni care își aruncă în aer căminul, pentru că nu țin cont, își permit să iasă în decor din spațiu circumscris de voia expresă a lui Dumnezeu. Ne manifestăm cum n-ar trebui să ne manifestăm.
în familie. Este un bărbat în Biblie, cartea lui Rut este prefațată cu familia asta. Cartea Rut este descrierea unei stări din vremea judecătorilor, când plăcerea descria realitatea. Familia asta este familia lui Elimelec. Ce zice Scriptura în 5 versete din cartea Rut, capitolul 1, 5 versete descriu istoria unei familii. O familie binecuvântată cu doi băieți. Ce să spune despre familia aceasta? A venit o foamete în Betleem, ei locuiau în Efrata. A venit foametea asta în Betleem și s-au gândit să plece, să locuiască pentru o vreme în Moab. Cine-s moabiții? Ce-i Moabul? Moabiții sunt descendenți ai incestului lui Lot cu fetele lui. Din incestul lui Lot cu fetele lui s-au născut două neamuri, moabiți și amoniți. Amoniții au fost rași de pe fața pământului, dar despre moabiți Dumnezeu a spus lui Moise, păi să-i lăsați-i, să fie trâmbița lui Dumnezeu în istorie. Așa se întâmplă când face cineva ce a făcut Lot. Și moabiții au atras în capcană pe aceeași dimensiune a imoralității pe evrei atunci când erau în campania de cucerire a Canaanului. Când au ajuns în Moab, nu i-au putut opri prin toate mijloacele și au zis, trebuie atras în capcana păcatului. Dar care păcat? Păi ăla care l-aveți voi în geni, i-au zis. Și aveau păcatul ăsta al imoralității sexuale. Îl moșteniră de la părinților. Și Elimelec, știți ce înseamnă Elimelec? Eli în Biblie înseamnă Dumnezeu, că de asta avem Eli, Eli, lama sabachthani. Eli înseamnă Dumnezeu, Melec înseamnă rege sau împărat. Elimelec, Dumnezeu, împăratul meu. Ce face Elimelec, Dumnezeu, împăratul meu? Ce face el? Își ia nevasta și pruncii și unde se mută? Ies din sfera de influență. Atunci, în vremurile vechi testamentale, sfera de influență a lui Dumnezeu se manifesta sau era limitată la granițele lui Israel. Abia noul legământ va rupe granițele și va merge spre marginea pământului. Noi mâine vom celebra ruperea granițelor. Și s-au dus să locuiască pentru o vreme în Moab. Ce zice Biblia despre Elimelec? Imediat Scriptura se grăbește să spună, Elimelec a murit. Cei doi băieți erau Chilion și Mahlon. Amândoi dintre băieți s-au căsătorit cu două fete moabite, cu Orpa și cu Rut. Ce zice Biblia despre cei doi băieți? Chilion și Mahlon au murit. Și dintr-o familie binecuvântată cu doi băieți au rămas trei vestigii, trei văduve. De ce? Când s-au dus să locuiască o vreme, cât o sta până la urmă? Vreo 20 de ani. Când se întorc înapoi, știi ce zice Naomi, nevasta lui Elimelec, cea plăcută? Zice, nu mai îmi ziceți Naomi, cea plăcută, dar cum să-ți zicem? Ziceți Mara, dar de ce? Să știe și Patrick, să știe și Tania și Marcel Bota. Că Moabul, ieșirea în decor nu e o soluție pentru crizele vieții. Că Moabul n-are cum să aducă soluții la crizele vieții. Moabul produce un singur lucru, care? Amărăciune, atât. Când lucrurile se clatină, nu pleca, nu ieși în decor. Nu spune sub presiunea nervilor, am zis, am făcut, mi-am permis, m-am dus la o băută, mi-am înșelat nevasta sau soțul, că a fost o presiune. Moabul nu e o soluție pentru crizele vieții. Moabul produce amărăciune și atât. Ca să nu mai amintim de Samson din Judecător 13-14, ieșirea în decor. Ce înseamnă să părăsești o zonă de influență a lui Dumnezeu? Noi numim asta generic ascultare. Ascultă de Dumnezeu. Rămâi fidel lui Dumnezeu. Nu ceda sub presiunea situației, sub presiunea văii.
Deci, în primul rând, o condiție pentru siguranță într-o lume nesigură e să rămâi într-un spațiu unde Dumnezeu garantează. Nu, ni se pare incorrect și incomod și să venim la biserică. Mă întorceam de undeva, de pe drumuri. Am întâlnit o familie, știau că avea o biserică și am zis, vă, cu voi ce e prin parc? Și mi-au zis că e ziua familiei. Păi cum să fie ziua familiei? Că asta e ziua Domnului, am zis. Asta o stabilit-o deja Dumnezeu, e a Lui. Nu poți tu să o faci a familiei. Fă-o aia de luni. Mă, că luni deja e pe bani. Luni e pe bani, Patrick. Deci poți să ții liber să fie ziua familiei. Poți să ții și toată săptămâna. Șeful îți aduce aminte, însă ai minus 6 zile. Și tu zici, atunci nu, o iau aia Domnului, că aia nu mă costă. Ba da, te costă, numai că nu imediat, pe termen lung și veșnic. Asta înseamnă să ieși din sfera de influență a lui Dumnezeu, să redefinești valori care deja le-a definit Dumnezeu. Familia asta e unirea dintre un bărbat și o femeie. Asta e ordinea structurală, cap și ajutor. Asta e destinația finală, cerul, vezi moșteni împreună, cerul, slava, veșnicia. Asta, așa arată viața conjugală. Bărbatul este stăpân pe trupul nevestei și nevasta stăpân pe trupul lui. Și nu mă pot șantaja, nu pot să-mi spui, hai, vii când îmi cumperi tu rochia aia, mai vii la mine sus, că noi avem camere câte vrem. Case mari, dar căminele ni-s vai de ele. Case avem, cămine nu prea mai avem. În accepțiune biblică, când citești, dacă nu zidește Domnul o casă, nu se referă la clădire, se referă la cămin. Noi cităm și citim foarte greșit Psalmul 23, că Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și cum traducem noi asta? Noi românii, nu ne legăm de alții, că fiecare își cunoaște. Cum interpretăm noi asta? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Adică, deci, voi avea adetate. Ireal? Nu. Ne-ar contesta istoria odată. Să nu spuneți că sfinții de dinainte de noi nu știau Psalmul 23. Îl știau mai bine ca noi. Dar zice că Domnul este păstorul meu și El mi-e suficient. Păstorul, nu ce-mi dai, ci pe tine, dătătorul darurilor, te-am vrea acasă. Noi atât de tare am deformat ideea de umblare cu Dumnezeu, că am vrea Dumnezeu numai să ne rezolve lucrurile și apoi să se ducă în țara Lui. În mitologia greacă, țara zeilor era Empireul, țara de foc. Acolo dumnezeii tuturor neamurilor a lumii se retrăgeau în țara lor. Noi avem și o cântare, că voivoz de foc din Empireu. Cântarea aceea, cât de măreț e Dumnezeu, voiadul pe Sinaie, ecouri, când glasul Domnului vorbea și Moise înainta prin nouri și tremura. La tronul alb se strâng sfielnic voivoz de foc din Empireu. Adică este invocat elementul acesta din mitologia. Când Dumnezeu se trage în lumea Lui, nu, Dumnezeu e cu tine și azi și mâine și poi mâine. Rămâneți în sfera de influență, că dacă plecați de acolo. Vă rog să vă faceți o evaluare, cei ce călătoriți de 30 de ani, de 40 de ani, să vedeți cum Dumnezeu a reglementat viața de familie funcțional la dumneavoastră. Așa merge. Sau i-a arătat soțului sau soției că eu când mă mâni, zice unul, eu n-am. Ea zice, e mai mută, zice, așa e mai mută, că ea când se mâne nu-i trece. Eu zice, zic și-mi trece. Și tot încerc să-i spun de vreo 10 ani, poți ție ce să-ți treacă? Că nu înțeleg, am zis, tu iei cărămida și-i dai una ei. Ce-ți trece? Ai făcut bătături când ai luat cărămida? Am zis, sau ce? Nu trebuie să-i treacă ei. Păi da, zice, cred că ei. No, păi atunci, cum îi mută ea? Eu zic că mutul ești tu. A rămâne în sfera asta de influență înseamnă și să înțelegeți că voi sunteți un bărbat și o femeie. Adică Patrick, Tania, atât de dificil. Adică nu vă potriviți deloc, fii atent ce spun acum, Patrick. Chestia aia care ai zis-o tu la mamă, ta mamă, gândești că am crescut dintotdeauna. No, aia e o altă chestie falsă. Odată nu vă potriviți că sunteți de pe planete diferite, adică unui bărbat și aia e femeie. Și tocmai asta e minunea, că Dumnezeu ia, zice Eclesiastul 3:14, zice că am ajuns la cunoștință, fiți foarte atenți, la o maturitate spirituală și am înțeles că la ce face Dumnezeu, că mai întâi că ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ce face El nu-i nimic de adăugat sau de scos. Și ce face El? Ia un bărbat și o femeie,
îi pune împreună și funcționează. Noi am avut la Nepos familie cu 78 de ani de căsătorie. Tu auzi, Patrick, ce spun, Tania? Când vin tinerii la consilierele astea premaritare și le dau exemplu ăsta, 78 de ani de căsătorie, nu m-aș trec mâna prin părtăți. 78, aproape un secol. Trebuie să-l duc pe... Da. Și stai că trebuie să-l duci când se complică lucrurile. Nu acum. Sunteți bărbați și femeie și foarte diferiți. Ce am observat în consilieri e că marea majoritate a conflictelor escaladează din pricina faptului că soțul și soția nu înțeleg că unui bărbat și altei femei. Tania, te rog când îi spui la Patrick, du-te, adu-ți ciorapii. Te rog să-i spui că ciorapii sunt în sertarul 2, în dreapta, în spate. Dacă îi zici, du-te, ade că sunt dulap, nicio șansă. Mere de sculți. Patrick, o să te pun în uimire, Tania, că întreabă copiii câți vii a dat Domnul și întreb și tu, nu mi-ai văzut cheile? Și ăla zice, nu mi-ai văzut telefonul? Da, chipiul meu, da, asta. Și ea zice, ba da, chipiul tău e acolo, cheile tale sunt acolo, telefonul tău e acolo și tu cauți numai cheile și nu ți le găsești. Două, oricum n-ai cum, cauți cheile, după ce le găsești, îți propui să cauți, dar să nu le iei să-l duci la medic, da? El e bărbat. Femeile au predispoziția în a găsi lucruri. Bărbații pierd lucruri. Și atunci îți dai seama unde ești, Tania. De fapt, numai pe ea străbă. Dacă o găsești pe atâtea lucruri, le găsești. A ieșit din sfera de influență înseamnă și să nu înțelegi asta, Tania. Când Patrick stă obsesiv lângă tine, nu-ți propune să-l duci la un psiholog. Oh, zice, ăsta cred că nu-i bun capul. E tare bun. E bărbat, atât. Adevărat, Patrick, ți-aș spune numai o chestie așa, că mierea în familie se mănâncă cu lingurița. Că noi, bărbați, avem un min, adică trecem pe polonic și apoi să apar tot felul de derapaje. Atât. Încolo, Domnul cu voi. Doi. Siguranță într-o lume nesigură? Uitați-vă ce zice Scriptura. Dacă ne puteți ajuta, 91:9, Psalmul 91:9. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. Siguranța vine din a zice și a face. Primul element de siguranță e a rămâne într-o zonă de influență a lui Dumnezeu. Nu vă permiteți ieșirile în decor, la niciun capitol. Așa o reglementat Dumnezeu familia, așa e funcțională. Dacă vrei să fii familie modernă și adopți tot felul de lucruri, atunci îți nenorocești căminul. Dar aici zice Scriptura că zice și face. Societatea noastră zice foarte multe. Atât de tare ne-am obișnuit cu ce zic oamenii și suntem ferm conviși că nu vor face, încât nu avem nicio reacție nici când zic. Când auzi o promisiune de pildă de la guvern, ce ziceți? Wow, de săptămâna viitoare pensiile se dublează. Te gândești la asta? Nici nu iei în calcul. Tot așa te gândești, să mai faci un credit, iei de la banca aia, mai faci că e clar, n-are niciun rost. Dar cum e când oamenii zic din poporul Domnului și nu fac? Cum e asta? Noi zicem te iubesc și soțiile noastre spun și eu te iubesc. Și că m-am dus prin Austria, prin țările germanice, șați, ce-a fi asta, mă? Și mi-au zis că e comoră. No, bun, dar dacă la comora asta tu ai un limbaj de mahala, de maidan, să spui șații, așa-ți dau una de... nu știu dacă ați citit, dar am o recomandare. Acum proaspăt așa, să citiți Cântarea Cântărilor împreună. Ea e împărțită în trei, complicat dacă nu o citești așa. Dar în Cântarea Cântărilor există un limbaj al dragostei. Și ce avem noi în limbajul ăsta dragostei? Cred că unii soți și ei îl știu. Auziți de pildă ce zice limbajul ăsta dragostei. Că asta înseamnă să zici și să faci. Deocamdată să zicem.
auzi că scoală-te, iubito, și vino frumos. Sunt în Cântarea Cântărilor 2:10. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, cum zice, scoală-te mă odată, că-i soarele în fereastră? Asta e ceva, un regionalism așa, de pe Valea Someșului. Așa ne ziceam, hai sculați-mă mă, că-i soarele în fereastră. Adică nu au răsărit valea la lucru. Dar cum e, Patrick, să-i spui nevestei tale, scoală-te, iubito, și vino frumoasă? Cum e asta? Asta e un limbaj al dragostei. E un limbaj al dragostei. Dar fiți foarte atenți. Ce frumoasă ești, iubito! Ce frumoasă ești, zice 4:1. Și vă mai citesc numai unul care ne șochează și aș vrea să vă gândiți foarte serios toți bărbață. Este în 4:7. Ești frumoasă de tot, iubito, și fiți foarte atenți și n-ai niciun cusur. Când vă zic soții dumneavoastră, de la nuntă încoace vorbesc, că la nuntă v-o zis că n-aveți niciun cusur. Dar am recent, când v-o zis? Că dacă zice ce frumoasă ești, iubito, n-ai niciun cusur, ți-am cumpărat de ziua ta un cântar, atunci că eu țin la tine, atunci fac hiperbola asta, nu face nimeni asta, dar am făcut așa ca să înțelegi ce înseamnă să zici și să faci. Ți-aș dau un exemplu. Zice că Domnul Iisus, El și-a arătat dragostea față de noi. A zis și-a făcut. Și cum, zice? El și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, El a murit pentru noi. Dacă numai ne-ar fi spus că ne iubește fără să-și arate dragostea față de noi, cui ar fi folosit? Este liniștitor și este ca un garant limbajul acesta. Dar dacă nu-i urmat de o acțiune, zice că ceea ce oferă garanție, mai întâi un spațiu în care ne mișcăm. Doi, zice că este tipul acela comportamental. Zice și face. Societatea noastră e extrem de bolnavă la capitolul cuvânt, adică n-are caracter zero. Oameni care le trebuie, te duci la 1000 de notari, faci, îl întrebi, domnul notar, dar e sigur chestia, o semnat, dar nu se poate ataca. De ce credeți că cineva ar ataca reduta asta? N-are cuvânt. Pe vremea bunicilor mei, da, îl a spus seara, era și dimineață, și poi mâine, și mai peste... Acum zice, am zis, dar ai vreun act? Că dacă n-ai act, cuvântul meu n-are nicio greutate. Ce ai act? M-a lovit o doamnă în mașină. M-a tras una pe o parte și m-am dus la un mecanic. Mi-am spus, n-aș vrea să vă folosiți asigurarea, că ea va aduce niște prejudici așa pe ani și plătesc, o zis noi, și m-am dus la mecanic. Mecanul zis, domnul, problema cu tabla e cum e, dar rota e foarte scumpă, janta asta, cu spițele astea. Eu zic să vă cereți, ați luat asigurarea? Păi nu, că o zic că plătești. Unde-i doamna? Îi dus acasă, unde să fie? Nu, ați făcut o mare greșeală. Care? Păi, credeți că cineva mai ia în calcul? Dar cum să nu? A spus doamna să o sun la orice oră, că garantat. O zis, dacă vă mai răspunde, atunci vă plătesc eu rota. Cum să nu, da, hai să o sunăm. Să-i spun să dai asigurarea, că e mult. O sun pe doamnă și răspunde doamna. Nu m-am uitat la mecanic. Am și întrebat-o dacă e pocăită, dar au zis că nu. M-am bucurat enorm. Că o răspund și o zis, dacă așa stau lucrurile, vin acasă la dumneavoastră și facem înțelegerea amiabilă. I-am spus șefului de atelier, mai sunt oameni. Că știi ce zice Scriptura despre Iov din țara Uț? Că în țara Uț era un om, nu un businessman, nu pocăit sau nepocăit, un om. Noi suntem într-o criză profundă, nu de genii, de oameni,
fiți oameni, zice Pavel. Deci garanția pentru viața de familie, ziceți și faceți. Vă rog să vă arătați dragostea. Dacă ai iertat, te rog să-ți arăți iertarea. Că altfel ne certăm noi mâine, zice, dar dacă mă gândesc eu că și acum 3 ani, sau ce 3 ani zic eu, parcă atâi la nuntă, dar câți ani aveți la nuntă? Vă 35 de ani, așa, și ce-au făcut a mei săraci că-s morzi când lumea? Ce-au făcut? Cum că ar fi Lot din nu știu ce cârmoș ar fi rămas? Păi nu ne-am cerut iertare. Păi nu, că garanția e dată Patrick și Tania de zice și face. Dacă am zis iartă-mă și tu ai zis te iert, așa să fie. Dacă ai zis te iubesc, apoi te rog, fă asta. Fă asta. De aceea viața de familie îi legământ, nu-i contract. Că legământul poartă cu sine ideea de jertfă. În legământ problema se pune nu ce primesc, ci cât dau. Și de aceea imaginea completă, perfectă a legământului avem la Domnul, că El a dat tot, fără nicio pretenție. Mă rog, așa să fie la voi. Și mai am numai ceva. Ce garantează? Într-o lume fără nicio garanție, ce vă dă liniștea? Uitați-vă ce zice Scriptura, zice că, zice Psalmul 90, zice 91 cu 14, zice, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Iubește din cunoaștere, nu din interes. Dacă ar fi să vă întreb acum dumneavoastră de ce mergeți după Domnul, ce mi-ați răspunde? Uitați-vă în zonele de pelerinaj din România, se duce câte un român și apoi câte un reporter mai incisiv, așa, se duce și îl întreabă de ce ați venit, ce răspund oamenii? Zice, am venit pentru sănătatea copiilor, a nepoților, o mărsunu pentru 3 generații. Nu ne interesează persoana ta, nouă ne interesează ce ne-ai putea tu da. Au zis că mai întâi iubirea de Dumnezeu e pentru cine este, nu pentru ce ne dă. Mulțumim, dragă Doamne, pentru tot ce ne-ai dat. Numai ne întrebăm, dacă nu ne-ai fi dat, te-am fi iubit? Este în Ioan, capitolul 6, un text, este o predică superbă a Domnului despre cina Domnului, despre împărtășania pe care o are poporul Domnului, și Domnul dă pe față o stare extrem de periculoasă din poporul lui Dumnezeu, în care mare parte dintre ucenici pleacă, zice 6 cu 66, zice, din clipa aceea, iată că este 666, sper să nu dați ceva interpretări, din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Noi n-am rămas lângă Tine pentru ce ne dai, nici pentru ce ne iei. Noi am rămas lângă Tine pentru cine ești. Tu ești Hristosul. Poți să ne dai sau poți să ne iei. Noi suntem îndrăgostiți de persoană, nu de profit. Ați observat, Patrick, te-ai uitat pe certificat, ești la fratele Radu. Știți ce? Curios pe certificat. Dă-mi-l un pic, Radu. Totdeauna m-am pus în uimirea asta, că n-are poză pe el. Deci m-am uitat la sute, la nu știu câte sute de certificate prin natura slujirii, dar n-are poza celor doi și nu are nici termen de valabilitate. Deci ne spune când am început, dar nu mai zice nimic despre... Bun, și te tot uiți cât? Și eu spun 78 de ani, Patrick, de căsătorie. Tu ți-arunci ochii? Oamenii ăștia semănau Claudia, rădăcinile lui Claudia sunt acolo. Adică bunicii, străbunicii. Străbunicii lui Claudia au trăit 78 de ani de căsătorie. Deja, uitați așa a făcut Patrick, băi, mult. N-are poză, de ce? Pentru că nu-i condiționată iubirea de imagine.
Noi iubim gândindu-ne la profit, ci iubim pentru că cunoaștem. Știți istoria aceea că o doamnă care avea un Alzheimer destul de pronunțat era îngrijită foarte meticulos de soțul ei și cei care l-au privit au zis, dar nu exagera, că oricum ea nu știe cine ești. Și el o zis, ea nu știe cine sunt eu, dar eu știu cine e ea. Asta e problema. E iubirea din cunoaștere, nu din interes. Eu știu că ea e nevastă mea. Așa e și iubirea de Dumnezeu și așa trebuie să fie iubirea voastră. Am observat la unii oameni că atunci când nu mai obțin ce își propun din familie, vorbesc despre o incompatibilitate, cum că ar trebui să se despartă, să plece fiecare. S-au golit bisericile, s-au umplut pușcăriile și s-au umplut sălile de judecătorie. Pentru că n-am înțeles că garanția o avem rămânând în sfera de influență a lui Dumnezeu. Te crezi deștept? Ieși în decor și o să vezi ce se întâmplă. Doi, ziceți și faceți. Și ce aveți în relație cu Dumnezeu și ce e în relația dintre voi. Vă rog să iertați. Vă rog să vă iubiți cum a iubit Hristos biserica. Noi definim asta că și-a dat viața pentru ea. Nu, rațiunea iubirii lui e mai importantă. Adică, ca să o înfățișeze într-o zi înaintea tatălui, zice că de-aia o iubit-o. O iubit-o într-un anume fel și într-o zi o înfățișează în fața tatălui fără pată, fără zbârcitură. Adică, Patrick, să-i spui, mi-ai dat-o pe Tania în urmă cu 100 de ani. Am tot iubit-o 100 de ani și acum am ajuns la capăt de drum. Și iubirea o produs în ea ce? Păi uite, asta. Așa iubește Hristos biserica. Noi cităm numai că și-o dat viața pentru ea. Stai să spun de ce o iubit-o. Ca să o înfățișeze într-o zi înaintea tatălui. Să spun, uite, mi-ai dat-o și am vrut să o dau înapoi. Nu i-am tocat nervii zilnic. E tipul ăla de bărbat. Știi ce înseamnă să toci nervii? Să te cheme Tania la mâncare, Patrick, și tu prima dată nu răspunzi. Zice, Patrick, mănânci? Și el nu zice nimic. Am vă dau pe voi că sunteți în centru. Aici e la pachet, n-ai ce face. Mai te cheamă încă o dată, zice, mănânci? Și el nu zice nimic. Chestia asta n-am înțeles-o niciodată la Ursus de noi. Și apoi ea mai apăsa, zice, băi, mănânci? El zice, punem. De ce faci asta, nu înțeleg. De ce să nu folosești limbajul ăsta din cântarea cântărilor? Ce frumoasă ești, iubitul, te rog, dacă zi și fă. Nu-ți compara vreodată nevasta și nu-ți compara Tania vreodată soțul. Nu-i spune soțului tău, dacă ai fi tu ca, asta e, nu există ceva mai ofensator. Nu-i spune soției tale, dacă ai semăna tu cu, pentru tine ea rămâne cea mai cea. De altfel, Adam nu a apreciat frumusețea Evei, deși dați-mi voie să vă spun, Eva a fost Miss Univers. Ce vedem acum, apă de ploaie. Dar Eva a fost Miss Univers. Nici nu ne putem imagina. Cu toate astea, Adam n-a zis, wow, ce faină ești. Nu. O apreciat potrivirea de ființă. Os din oasele mele și carne din carnea mea. Cea care a fost luată din coasta mea. Am auzit pe unul care a predicat din textul ăsta din Genesa și a zis că s-a demonstrat științific că femeia e luată din coasta bărbatului, că bărbatul are cu o coastă mai puțin pe o parte. Și în biserică era un medic, bună oară, cum e Claudia aici, și eu zice ceva despre dantură, nu știu ce, că avem un dinte mai puțin pe o parte, bărbați. Și el, ca să-și întărească inepția asta, a făcut apel la știință, la medic. Și a zis, nu e așa, frate medic, că bărbatul are mai puțin cu o costă pe o parte. Ăsta n-avea cum să recunoască prostia asta, vin s-o ridica și a zis, nu e adevărat. Și stai jos și mai studiază. Că să nu fie așa, Patrick, să nu pui carul în dungă. Și apoi nu-l mai poți aduce înapoi. Noi vă urăm drum bun, dar garanție într-o lume nesigură aveți numai dacă rămâneți în sfera de influență a lui Dumnezeu. Nici prin creasta minții să nu vă treacă să plecați în Moab. Doi, numai dacă ziceți și faceți, nu grăitorii cuvântului, ci trăitorii, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, ci cel ce face. Nu grăitorii, ci trăitorii.
Nu cei ce apreciază profitul, ci persoana. Mă iubește fiindcă mă cunoaște, nu pentru că îi dau. Mă iubește fiindcă mă cunoaște, nu pentru că îi dau. Dacă ați pierde toți, tot, am rămâne, câți am rămâne a Domnului? Știți cum zice Iov? Iov zice că așa cum am venit, așa plec, gol am venit, gol mă duc. E important numele celui care mi le-a dat și mi le-a luat să fie binecuvântat. Asta e esențial. Nu știu, am vrea să aveți de toate. Așa am vrea. Și părinții voștri își doresc la fel. Și ce părinte nu și-ar dori? Dar dacă n-ați avea ce doriți, că El nu ne dă ce vrem, ne dă ce avem nevoie. Dar dacă nu v-ar da, vă rog să rămâneți aici în sfera asta de influență. Ca să nu experimentați amărăciunea. Să nu experimentați amărăciunea. S-ar putea printre noi să fie familii care au plecat, au ieșit în decor. Ne credem uneori mai deștepți ca Dumnezeu și adoptăm tot felul de formule în viața de familie care nu funcționează. Nu luați decizii, dragii mei, care sunt potriva a ceea ce Dumnezeu a statuat în dreptul familiei. Rămâneți fideli lui Dumnezeu, indiferent care e prețul plătit, rămâneți ai Domnului. Am unul din nepoți, l-am trimis la pâine și am zis, uite, nu o să te cunoască și doamna de acolo de la magazin, noi avem o reglementare cu ea, ea ne ține pâinea totdeauna. Și am zis, du-te și spune-i că ești al lui Marcel Bota. Asta l-am văzut foarte îndoielnic, așa. I-am zis, Emanuel, nu e în regulă. Zice, tata, ca să nu mint, voi spune totuși că sunt al lui Ela Palfi. Du-te, mă, apit odată, am zis, și lasă-mă cu spiritul ăsta a moralității, te-o izbit acum. Nu vreau să iasă din sfera de influență, gândind ca un copil. Mă rog, peste ani, să vă vedem umblând între Țoreia și Eștaul. Nu părăsiți zona aceea, că e spre paguba voastră. Poate să plece toată adunarea, voi rămâneți ai Domnului. Și știți cum a zis Iosif? După ce s-a întâlnit cu frații lui și s-au cunoscut și s-au îmbrățișat și au plâns și au mâncat împreună și au depănat amintiri și dureroase și plăcute, nu au zis, acum vă duceți în Canaan și aduceți-l pe tata. Și pe drum le-au zis, vezi că voi obișnuiți, aveți o năravă, au zis, vă rog de data asta faceți excepție, să nu vă certați pe drum, vă rog să nu vă certați pe drum, că el a asistat la multe conflicte între ei, preluate de acasă.